Confruntarea permanentă între guvern și autoritățile capitalei lovește în cea mai vulnerabilă categorie de cetățeni. După ce autoritățile centrale au pus pe umerii primăriei plata salariilor pentru asistenții personali, autoritățile locale au decis să-i lase fără lefuri pe unii, iar altora li s-a tăiat semnificativ din plata lunară. Oamenii sunt la limita disperării, mai ales acum, pe timp de iarnă, când și facturile mari îi lasă fără minimul necesar. Mariana este mama a doi copii cu dizabilități, dar și asistentă personală pentru fiul cel mare. Băiatul suferă de autism și are un grad sever de dizabilitate. Asta înseamnă că are nevoie de supraveghere și ajutor 24 din 24. Dimineața, ne sculăm, mergem la școală, stăm la lecții. După aceasta avem activitate la centru, venim încoace, după centru, acasă. Zi la zi, cam așa. El nu e ca un copil tipic care se găsește să ia ceva să bei sau să mănânce sau să găsească o ocupație. Femeia se numără printre asistenții care din această lună s-au pomenit cu salariile reduse în jumătate din cauza conflictului dintre primărie și guvern. Vestea a venit ca o lovitură, mai ales că în plină iarnă, familia are cheltuieli mult mai mari pentru utilități, produse alimentare, medicamente, dar și datorii. De când sunt asistentul lui, undeva vreo 5 ani. El are 14. Până acum eu m-am activat. Am încercat și 7 ore să, cât era el la grădiniță, era încă posibil. Plus la asta, de exemplu, să mă duc eu undeva la lucru pe 3-4 ore, când vine vacanța sau când vine vacanța cea mare de vară. Cine să stea? Trebuie să mă... Iar să rămân fără lucru și să stau cu el acasă. Mariana speră că apelurile ei și ale celorlalți asistenți profesionali vor fi auzite de autorități. Pe lângă ea, alți sute de asistenți personali din Chișinău riscă să rămână fără venitul care le asigura existența. Pensionara Agapia Gabura trebuie să aibă grijă de fiul său de 35 de ani, care este țintuit la pat încă de mic. Mâncare nu poate și ei, apă nu poate și ei, de dus la liceu nu poate să ducă. Cu 2500 lei nu trăiește nimeni absolut în ziua de azi. Eu cred că nici pentru... Nici pentru medicament. Eu pentru medicamente am cheltuit 6.000 de lei. 6.000. M-am dus cu 6.000 și am venit acasă cu nimic. Eu sunt asistenta mamei. Și zi și noapte. Vreau să le atenționez, să găsesc limbă comună autoritățile între ele și să se gândească. Și ei au părinți, au mamă, au tată, au copii. Acum câteva zile, oamenii au ieșit în fața primăriei Chișinău pentru a cere să nu-i lase fără veniturile și așa foarte mici. Ei spun că acesta este dreptul la viață al copiilor și părinților lor. Dați-ne pașii să ajungem, să trăim și noi măcăruleacă, să răsuflăm că copiii ăștia noștri, noi n-avem o lege în statul ăsta pentru securitatea acestor copii. Amintim că din această lună, guvernul a lichidat fondul pentru susținerea populației și a pus achitarea lefurilor pentru 380 de asistenți personali pe seama primăriei Chișinău. Supărată că pentru celelalte localități autoritățile centrale își asumă cheltuielile sociale, municipalitatea a anunțat că nu are suficienți bani și a redus din salariile asistenților. Am sunat la Direcția Sănătate și Protecție Socială din Chișinău pentru a afla dacă se caută soluții pentru acești oameni, dar răspunsul a fost că deputatul Gaic Vartanean a depus un amendament în legislativ în care va cere ca sumele să fie acoperite din bugetul de stat. Noi căutăm soluții, dar mai întâi de toate mizăm pe buna credință la fiecare dintre cei 98 deputați cu deputate valabile, cu mandate valabile, care sper eu în cel mai scurt timp să pun la vot acest amendament și să fie alocate sumele de bani care din greșeală n-au fost alocate. Nimic mai mult. Iar reprezentanții guvernului ridică din umeri și insistă că dacă primăria are bani pentru concerte, va găsi și pentru salarizarea asistenților sociali. Pentru mine este complicat înțeleg
cum municipalitatea, care acum recent organiza concerte în capitale Uniunii Europene, nu poate să identifice resurse suficiente pentru un serviciu extrem de important, pentru un număr limitat. Deci eu reiterez poziția Guvernului și a Ministerului. Este în competența deplină a municipalității Chișinău să gestioneze acest serviciu. Salariul unui asistent personal este de aproximativ 5.000 de lei, iar asta înseamnă că pentru a achita lefurile celor aproximativ 380 de asistenți personali din cei 2.200 care activează în Chișinău, este nevoie de circa 22 de milioane de lei pe an. În Republica Moldova sunt aproximativ 7.200 de asistenți personali. O parte dintre aceștia erau remunerați din Fondul de Protecție a Populației, gestionat de guvern, unde se acumulau bani din mai multe surse, inclusiv din taxele aeroportuare. Acest fond a fost însă închis, iar salarizarea pusă pe seama primăriei Chișinău.